Am spus pe canalul meu de foarte multe ori că informațiile pe care mi le iau, prefer să le iau întotdeauna din cărți. Sigur, internetul e destul de vast, ne poate oferi informații de calitate, însă pentru a avea încredere în ceea ce aflu, prefer să citesc. Cartea este cea mai bună sursă de informare. În ceea ce privește animalele domestice, cartea veche este net superioară cărții noi. În ceea ce privește animalele sălbatice, evident, cartea nouă, dacă este aleasă cu grijă, este mai bună pentru că ea cuprinde cercetările care au fost efectuate în ultima perioadă. Dar la animalele domestice, în ceea ce privește țara noastră, cercetările în zootehnie care se făceau în trecut, în anii 50, 60, 70 și chiar 80, nu se pot compara cu ceea ce se face astăzi. Așadar, la orice specie de animale domestice, încerc să caut cărți vechi. Cărți care erau editate nu pentru publicul larg, ci pentru bibliotecile facultăților, universităților, centrelor de cercetare, stațiunilor zootehnice și așa mai departe. În ceea ce privește oile, căutam de foarte mult timp o carte, Creșterea oilor, Nica Ștefănescu și Dermengi, editată de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Itura Agro-Silvică de stat. Am căutat-o destul de mult, până la urmă am reușit să o găsesc. Iată că mi-a venit astăzi în cutia care se vede lângă ea. Mă voi apuca și citesc toată această carte. Eu am cărți despre creșterea oilor, dar sunt cărți noi. Mai am și ceva cărți mai vechi, dar asta m-a interesat în mod cu totul și cu totul special, pentru că este, din punctul meu de vedere, cea mai bună carte despre creșterea oilor din România. Dar evident că dacă vorbim despre o carte care tratează subiectul creșterii oilor, mă așteptam ca în cuprinsul ei să găsesc și câte ceva despre câini ciobănești. Ar fi fost imposibil. Și iată că undeva spre final, după ce vorbim despre rase, despre oile de carne, de lână, despre rasele mixte, despre creșterea oilor, despre tipurile de lână, despre importanța economică a oii și așa mai departe, avem și un capitol care se numește Întreținerea și îngrijirea oilor, un subcapitol Formarea turmelor. Și aici avem o poză, cât se poate de grăitoare, turmă în drum spre locuri potrivite pentru pășunat. Se văd aici doi ciobani transumanți cu măgarii, cu desagile pe măgari sau desagii pe măgari. Primăvara, vedem, foioasele sunt desfrunzite, coniferele sunt înfrunzite și au apărut miei mici. Iată un miel crud. Sunt aici și miei zburați. Dar ăsta e clar un miel crud. Deci, vorbim despre o transhumanță de primăvară. Și mă interesa să vedem dacă găsim ceva despre câinile ciobănesc românesc. Mă rog, după ce ne spun autorii cât cioban trebuie să fie la fiecare turmă în parte, în funcție de numărul de oi, cum se numesc ăștia, mânzărari, stârpare, etc., avem aici cioban în sarică și lângă el, ce să vezi, ce să vezi, o poză foarte veche cu un câine ciobănesc românesc. Mă așteptam să găsesc o astfel de poză și din fericire am găsit-o. Un carpatin frumos. Se poate vedea că nu era un mastodont, da? Nu era o matahală. Nu avea 85 la greabă și 90 de kilograme, în mod cert. Și de asemenea, speram să mai găsesc și alte poze. Și da, am mai găsit, iată. Iată o poză, să țin paginile ca să... Iată. Un alt câine românesc, tot un sur mantalat de data aceasta, ne face și o descriere a modului în care arată acești câini ciobănești. Și undeva aici, dar îmi vin paginile peste, și undeva aici avem și pugleiul sau puleiul, câinele de îndrumare, întorcătorul, tornacul, câinele de întors oile. Abia aștept să parcurg această carte cap-coadă, să învăț lucruri noi despre oi. Iată, sunt foarte multe, foarte multe lucruri interesante. Inclusiv, o să vă arăt eu aici câte o poză cu cele mai dragi oi ale noastre, ale iubitorilor de oi. Iată,
oile țurcane, o țurcană bălă, o țurcană oacheșă și o țurcană neagră. La data, la vremea la care a fost tipărită această carte, țurcanele negre încă erau destul de prezente. Astăzi sunt pe care dispariții. Și ne arată aici fibra la lâna unei oi țurcane. Mă rog, mai înainte avem și oaia țigaie, o țigaie de munte, o țigaie neagră, un berbec de țigaie neagră, areal de răspândire mai important al țigăilor, o turmă de țigăi ruginii, și mai aveam aici o țigaie bucălaie, un berbec ruginiu, o altă țigaie ruginie, o țigaie bucălaie și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun cu acest film, dacă sunteți pasionați de oi, de vaci, de cai, de capre, de găini, de porci, căutați cărți vechi, căutați astfel de cărți și nu veți fi dezamăgiți. Citiți-le din scoarță în scoarță, cum spun eu, și veți afla lucruri pe care niciodată nu le veți afla de pe internet. Asta este munca a zeci și zeci de cercetători care făceau cu adevărat muncă de cercetare, nu din asta muncă de umplutură. Căutați astfel de cărți, le găsiți greu, dar le găsiți. Le găsiți. Ele au fost tipărite întotdeauna în ediții limitate, așa cum spuneam, și câteva sute de exemplare care au fost împrăștiate prin toată țara, astăzi se află prin anticariate, prin colecții particulare, pe la bătrâni care le au în biblioteci și care săraci au nevoie de un ban în plus pentru a-și cumpăra medicamente. Și atunci, pentru că ei nu au nevoie de aceste cărți, puteți să le oferiți noastră banii ăia în plus, prețul corect pentru această carte și să cumprați. Ce înseamnă prețul corect? Eu pe această carte am dat 100 de lei. Comparativ cu o carte de pe piață care tratează creșterea oilor, este o carte scumpă. Comparativ cu informația pe care, sau în raport cu informația pe care mi-o voi lua din această carte, este o carte chiar ieftină. Spor la căutat, spor la citit tuturor.